Bună dimineața! Eu sunt în Brașov acum și am ajuns de ieri, dar ieri am fost destul de obosită și doar m-am plimbat un pic prin Brașov. Așa că o să încep de astăzi vlogul. Astăzi mergem la Bușteni. De două ori ne-am întrebat. Și trebuie să vă prezint pe cineva foarte important, că nu sunt singură în această călătorie. Cine ești și ce cauți în această cameră? Nu știu, mă scuzați în plecă. Vezi că închis. Fă-ți o introducere. Cum te cheamă? Bună ziua. Așa. Numele meu este... Corpul i-a fotografiat doamna Jude. Și câți ani ai? Asta nu se mai spune. Și de cât timp ești cu mine? De cât timp îmi faci perial? Perial? Ce? Prea mult timp. Prea mult timp. Nu se poate, nu? Se poate, nu? Da, deci după cum am spus, suntem în Brașov, o să mergem la Bușteni, pentru că acolo o să urcăm cu telecabina pe munte și sperăm să nu prindem aglomerație. Și acum suntem cazați la pensiunea Silver House. Da, așa se numește Silver House. Și o să vă fac acum și un intro la cameră să vedeți. Dacă o să vreți veniți pe aici, mie chiar mi-a plăcut, îmi place. Noi stăm până mâine aici și după care mergem la Sighișoara, dar o să vă zic că eu ne-am mai mult în mașină, o să-l pun pe el să zic itinerariul și ce să facem. Și chiar o să-l întreb cum e să fie în fața camerei așa să vorbească, să văd dacă îi se pare ciudat, pentru că el e fotograf și de obicei el e în spatele camerei, nu e în fața camerei și așa că e mai diferit pentru el. Așa arată camera, e foarte înaltă, pentru că suntem undeva la ultimul etaj și super înaltă și ferestrele astea au dat o lumină dimineață. A apărut și el, dar știți că el nu intră în cameră, adică nu a intrat în preț. Și acolo avem un dulap, acolo este și o oglindă, e simplu. A, da, trebuie să vă arătăm chestia asta, pentru că sunt ferestrele alea super lungi, dar stai că nici măcar nu intri în cadru. Chestia aia, du-te mai în spate, așa. Pentru că sunt ferestrele astea super lungi. Am găsit la baie chestia asta și nu știam ce îi. Și cu chestia asta am închis ferestrele azi noapte. O să vă arăt și eu, da, o să vă arăt și eu ce înălțime am eu. Deci, efectiv, chestia aia, jumate din chestia aia. Și prima oară când am văzut-o la baie, am spus că e pentru moldoveni. Simte ca acasă pentru bătaie. Și cu chestia asta am închis, chiar ea deschide geamurile. Am închis aseară geamurile și acum le deschidem că plecăm. Așa. Hai, fă treabă. Poți să te angajezi niște aici. Da, vezi că ăla e închis acolo, am reușit. Așa. Brav, 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 felicitări. Faci brațe. Faci brațe. Aseară a fost destul de frig. Așa că astăzi mi-am luat și vesta, am o cămașă pe mine, niște blugi, dar am zis că astăzi mă îmbrac un pic mai gros și o să mai iau și chestia aia cu mine. E așa și în ora. Poate o să prindem vreme bună. Prindem vreme bună? Da. Prindem vreme bună? Trebuie. Uitați, aici e pensiunea. Și noi cam pe unde stăm? Nici nu... De aici nu se vede unde stăm noi, nu? Și se află pe strada Traian număr 24, așa. Dacă vreți să știți și chestia asta.
ajuns la Bușteni și așteptăm că este foarte un rând super mare la telecabină. Iar eu am venit să iau niște apă, kinestetic, am mâncat un pic cât așteptăm. Și este o coadă imensă la telecabină, o să așteptăm undeva la o oră, dar se merită. Am înțeles că a fost un fel de revizie și de asta s-a așteptat foarte mult. Acum să mergem, stăm la coadă și de abia aștept să filmez de sus cu telecabina. Cred că trebuie să și plece de acum. Eu să mai filmez eu pe aici. De abia aștept să filmăm sus. Sus e foarte frumos. Reclam. Reclam. Prezint această apă. Deci acum mergem la babi, nu? Yeah. Și ce mai este? Ah, deci tot pe aici. Nu era mult mai... Au fost mult mai frumos cu telecabina decât dacă mergeam cu mașina. Pentru că au venit niște domni la noi și vreau să ne mituiască să mergem cu mașina. Și mult mai frumos cu telecabina. Nu am vrut. Să merg cu 4x4. Nu-mi trebuie, mai era cu telecamera. Nu că ai, zi-mi impresiile despre cum am urcat. Foarte frumos. Ți-a plăcut cu telecabina? Da, mi-a plăcut, dar numai că mi-a luat cu amețeală. Cu amețeală mi s-au înfundat urechile. Și acum mi se desfund asta. Asta nu au fost problemele, la stânga au fost ok, la dreapta.
Și m-a luat așa un somn, pe cât de la fric. Și acum e călduț? Și acum e călduț în mașină, da. Dar nu, nu ne punem la somn. Eu vreau astăzi să mai mergem și un pic prin Brașov. Mergem. Poate reușim să mergem și la Rășnu. Nu cred că să avem timp. Vreau să mâncăm. Sincer. Nu mai mergem, nu mai mergem deloc în Brașov, nu mai primeam deloc, dar vreau să mâncăm. Vreau să mâncăm. Old Jack. La Old Jack, da. Ce recomanzi acolo? Recenzii. Recenzii. Dar te-ai mai mâncat acolo? Și ce ai mâncat? Nu știu. Au cartofi de bunca la vivo? Nu știu. Surpriză. Nu există un Brașov vivo, nu? Nu. Bine, dar care ar fi sensul dacă am cine așa, așa că... Plăcere de a mânca. Cu siguranță... E, dar asta mereu o am. Cu siguranță trebuie să aibă niște cartofi ceva. Ce mânca bun azi? Ce mânca bun astăzi? Da. Pizza. Lasă asta, ce mâncat dulce bun astăzi? Înghețată. De care? Două cube. Două. Da, da, de unde? Cum se numea? 22. Nu știu, ceva cu dulce. Dulce, mă, dar mai era ceva. Con... Oricum, ce căutam ceva dulce de Brașov. Da, foarte bun înghețat. De real shit. Cu ce ți-ai luat? Cu Kinder și ciocolată și mentă. Mentă, da. Și eu mi-am luat cu Kinder Bueno, vai, e super bună, și cu frișcă și vișine. De-aia cu Kinder, super bună. Mă mai merge în la cetate? Nu știm dacă să mergem la cetate sau nu. Și Iulian a primit flori acolo. Părere foarte bună. Mai zici tu, țara asta e foarte frumos. Păcat de oameni din ea. Ai dat nici oameni. Nu toți. Depinde, da. Unii dintre ei. Ce faci acolo? Mă uit la niște fotografii. Deci selectăm. Am prins un cadru drăguț cu un tată și fetița lui. Și am zis repede, vină cu fă poză. Și mi se pare foarte drăguț. Acum zice să vadă dacă mai ieși bine, dacă nu... Londonezia. Da, bine, și nu erau din România, erau din Londra. Și fetița era așa drăguță, că avea niște pantaloni scurți. Și zicea lui Texon, I'm freezing. Și Texon, nu, stai la poză, că-ți fac acum. Cadrul era mișto, dar copilul era ce să înțeleagă, că era fric. Dacă nu am îmbrăcat-o bine. Și acum vreau să mâncăm aici, dacă găsim loc.
aplicație. Deci n-am mai filmat după ce am plecat de la Bâlala. Am plecat de la Bâlala pe partea cealaltă cu Vidraru și noi trebuia să ajungem la Sighișoara și am trecut prin... Pe unde am trecut? Prin Curtea de Argeș. Și inițial am zis că era destul de târziu, era 8 și am zis că o să rămânem la Sibiu să dormim, dar nu a fost cea mai bună idee. Mi-a părut foarte ciudat, am sunat la mai multe locuri de cazare, toate îmi spuneau că nu mai au locuri și la un moment dat am mai găsit un număr, am sunat, nu era nici aproape de centru, dar nici, era ok situat. Și am explicat dacă are o cameră de două persoane, nu știu ce, și el face, da, chiar mai avem doar una. Și gen, prețul care l-am găsit pe net era unul și prețul care mi-a spus el era cu 25 la 30 de lei mai mult. Doar pentru faptul că gen avem nevoie chiar în seara aia și băga pur și simplu așa bani în plus, doar că știa că am nevoie. Bine, noi oricum aveam cazare făcută la Sighișoara și până la urmă am zis și am mers la Sighișoara, că am zis că mai merge mai mult, dar măcar ajungem. Și a fost foarte ok, bine, am văzut-o doar pentru câteva ore, adică nici măcar n-am avut timp. Pur și simplu am ajuns, am mers și am mâncat undeva și la 12 am înapoi. Am mâncat, n-am stat mai mult, acolo unde am fost, mâncăm, am stat o oră și măcar ne-am întors și i-am căzut. Eu oricum m-am simțit și încă mă simt rău. Și acum am plecat din Sighișoara, n-am văzut nimic din ea, am văzut aseară un pic, seara ce mai era. Și oricum nu-ți vedea foarte mult și oricum nu eram cazați în cetate, eram cazați în oraș. Și acum am plecat din Sighișoara și mergem către Târgu Mureș ca să bem o cafea. Unde zi tu, explică tu. Bem o cafea. Dar da, unde? Cum se numește? Cum? Nu spune de chestia asta unde vreau să bea cafea de o grămadă de timp și zici că uitat. Vă spunem când ajung. Și acum mergem spre Târgu Mureș pentru că trebuie să ajungem la Fântânele, dar de fapt nu se numește Fântânele, cum se numea? Că știi că mai contat Piatra Fântânele. Sun in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Breeze drifting on by, you know how I feel. Everything has changed, 'cause I've fallen in love, I know I found it.